Bun găsit! Mare atenție la bunurile din genți sau buzunare. Numărul cazurilor de pungășie înregistrate în capitală pe parcursul anului trecut a fost destul de mare. Potrivit Poliției Capitalei, hoții preferă să acționeze în transportul public și piețe. Așadar, în total au fost comise 810 furturi. Cifra nu este cu mult mai mică comparativ cu anul precedent, atunci când au fost înregistrate peste 900 de cazuri. Hoții de buzunare mișună cel mai des în sectorul centru al capitalei, unde sunt concentrate cele mai multe magazine și aglomerația este mai mare. Anul trecut, aici s-au înregistrat peste 300 de cazuri. Urmează sectoarele Buiucani cu 163 de furturi, Ciocana cu 124 și Botanica cu 114. Mai puține au fost în sectoarele Râșcani, circa 100 de pungășii. Cel mai des, hoții preferă să-i buzunărească pe pasagerii din microbuze, cam jumătate din numărul total al furturilor comise anul trecut. În topul preferințelor infractorilor mai sunt piețele, unde sunt înregistrate peste 130 de cazuri, și trolebuzele, unde s-au produs aproape 120 de pungășii. Se fură și în centrele comerciale și în stradă. Oamenii legii mai spun că anul trecut au fost sustrase peste 500 de telefoane mobile și circa 300 de portofele.